reprezentant al universitarilor. Da, mulțumesc. Am venit aici pentru soluții la problemele noastre pe termen scurt și pe termen puțin mai lung. Problemele pe termen scurt n-au primit răspunsul cuvenit, că nu sunt bani, că avem deficit. S-a încercat ceva cu deficitul, nu știu dacă au reușit să-l mai mărească, să fie acceptat de Comisarul European pe buget. Însă n-am primit o propunere în așa fel încât să fim mulțumiți. Soluțiile pe termen mai îndepărtat, adică viitoarea lege a salarizării, și ele trenează. Banca Mondială n-au adus toate documentele și alte sectoare bugetare. În acest ritm vă garantez că săptămâna aceasta va fi grevă și cred că va fi o grevă de durat, nu doar de o săptămână. Noi avem alt calendar, noi trebuie să așteptăm să intrăm în negocieri pe capătul nostru de acuzare, care știți că este o grevă împotriva politicilor sociale și economice ale României. Trebuie să fim chemați pentru aceste discuții. E altă cauză pe rol. Dar, repet, în acest ritm nu văd sfârșitul grevei. Sunt om cu experiență și cred că vom avea, Doamne ferește, săptămâni de grevă. Domnul Ciolacu, ce a spus în aceste discuții? Fiecare a venit cu propunere încercând să atragă atenția că se pot găsi soluții, dar nu e nimic concret, nu e nimic mulțumitor. Evident, răspunsul poate ni-l va da mâine dacă va veni la întâlnirea noastră de la FSLI. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă mulțumitor? Păi, sunt multe lucruri care sunt cunoscute. Păi, pe termen scurt ar trebui găsite soluții pentru a se acoperi inflația, salariile care sunt foarte, foarte mici, ori a da numai la debutanți 18.000 de colegi, atât din învățământul preuniversitar cât și din cel superior, vă dați seama că nu e mulțumitor, pentru că vor fi colegi care se află imediat lângă debutanți care vor fi nemulțumiți. Deci, iată, o soluție trebuie găsită și aici. Noi vrem să se dea la aproape toată suflarea de care dispunem astăzi, adică la toată resursa umană de tip cadru didactic. Cam câți profesori? Ultima cam câți? Profesori? Două. Cadre didactice în învățământul preuniversitar și în cel superior sunt aproape 260.000. Vă mulțumim, mulțumim frumos! Mulțumim. Am ascultat declarația ale liderilor de sindicat de la Palatul Victoria. Continuă greva, a fost o mini-întâlnire informală a liderilor de sindicat cu premierul Ciucă și cu alții reprezentanți ai guvernului. Joi va fi un nou protest al profesorilor, nu se renunță la grevă sub nicio formă. Ce au încercat astăzi, de fapt, să facă cei